Stimați prieteni, bine v-am regăsit! O nouă ocazie să ne revedem prin intermediul acestei emisiuni, și împreună, în minutele următoare, să medităm la Dumnezeul nostru și la noi. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un alt subiect din scriptură care răspunde căutării oamenilor după sfințire. Ca o introducere, aș vrea să prezint un exemplu în care un creștin se convertește, crede și se pocăiește, se botează în apă și devine membru unei biserici. El acum este un om mântuit. De fapt, mântuirea aceasta este primirea unui dar. El nu a făcut nimic special, el este același om, dar primindu-l pe Hristos în viața lui, Hristos îl justifică, îl îndreptățește înaintea Dumnezeului Tatăl, adică îl scuză. Prin propria sa moarte de pe cruce, care o așează în dreptul omului care a crezut și care s-a pocăit, plata păcatului fiind moartea este ca și cum omul a murit, dar a murit Hristos în locul lui. Și omul intră în biserică, se declară un creștin născut din nou, evanghelic, neoprotestant. Și de astăzi înainte, familia, oamenii din jur se uită la el ca la cineva care a ieșit din rândul oamenilor care sunt obișnuiți din punct de vedere spiritual, adică merg la biserică, la Paște, la Crăciun, dar dincolo de asta ei nu sunt practicanți. Trăiesc o viață cu tot felul de păcate, dar omul acesta iese, iese din, acest, din această categorie de oameni și se declară drept un om care se apropie de Dumnezeu, care își sfințește viața și numit pocăit. Numai că omul acesta are în inima lui mari probleme, are în inima lui mari lupte. Ce se întâmplă? Să presupunem că într-o zi el merge la biserică, invitat de un prieten sau de un membru al familiei care este deja acolo. El ascultă predica, care este mesajul lui Dumnezeu din Biblie, și în urma auzirii cuvântului omul ăsta crede și se pocăiește. În momentul în care el îl acceptă pe Iisus Hristos, este iertat de păcatele lui, este mântuit de vinovăția lui și dacă ar muri în noaptea aceea, el ar merge în cer ca și tâlharul de pe cruce. Numai că trezindu-se mâine dimineață, el va fi tentat să repete toate obiceiurile de ieri și din trecut și multe dintre ele fiind păcătoase. Acum el nu și va mai permite să le repete pentru că el a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu și să trăiască o altă viață. El a fost născut din nou, mintea lui gândește diferit, dar încă nu are puterea de a se împotrivi păcatului. El a fost iertat de pedeapsa păcatului, pe care a luat o Hristos, și el primindu-l pe Hristos a primit și iertarea, dar acum puterea păcatului continuă în viața lui să îl ispitească, să îl tenteze și să l-atragă înspre păcat. Iar automatismele comportamentale pe care și le a dezvoltat în trecut, toate obiceiurile, spre exemplu, obiceiul de a fuma, obiceiul de a bea, de a minți, de a se uita la pornografie, de a curvi și pot înșira o grămadă, lista continuă, toate acestea vin din nou prin puterea automatismelor comportamentale, adică prin puterea repetiției, prin puterea de a fi obicei și din nou omul se simte atrasele practice. Numai că el cu mintea, o minte acum luminată de Evanghelie, care îi spune că ajunge că în trecut ai făcut asta și asta, acum oprește-te, omoară mădularele care sunt în tine, fumatul, alcoolul, curvia, pornografia și altele și dedică-te pentru Dumnezeu. Numai că în această fire pământească, pe care el ar trebui să o răstignească, există încă tendința și de la diavolul vine din nou ispitirea să facă aceste lucruri. Și pur și simplu omul acesta se trezește într-un teribil război. Cu mintea vrea să-l slujească pe Dumnezeu și să nu mai păcătuiască, însă cu carnea, cu firea pământească, cu această natură din el, Vrea în continuare să păcătuiască, și păcatul este din nou dulce, și el se află într-un război. Și războiul acesta nu este pentru o zi, nu este pentru două, și este pentru restul vieții. Ce soluție are acest om ca să câștige războiul cu sine, cu propria lui carne care cere păcat, cu firea pământească, cum o numește Biblia? În mod modern temperamentul, că de fapt firea pământească este temperamentul, adică zestrea genetică cu care omul se naște. Ce șanse are, ce soluție are omul acesta, creștinul acesta nou convertit, să trăiască în absența păcatului, să învingă întotdeauna ispita și să-l slujească, să-l urmeze pe Dumnezeu într-o viață de neprihănire, în ciuda faptului că este asediat, este hăituit de păcat. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră mesajul acesta pe care l-am intitulat Soluțiile sfințirii. Toate aceste soluții pe care le voi prezenta nu sunt de fapt decât soluțiile lui Dumnezeu din Biblie. Și prima dintre ele este soluția hrănirii. Soluția hrănirii, a hrăni. Această soluție a hrănirii este împărțită în două părți. Prima parte este următoarea: hrănește omul din lăuntru. Hrănește omul nou în Hristos, hrănește omul duhovnicesc, hrănește partea aceea divină care nu vrea să mai păcătuiască, care vrea să trăiască pentru Dumnezeu, care vrea să pună capăt vieții vechi. Cum anume, care este hrana pentru omul cel nou în Hristos, pentru omul duhovnicesc? Un fel de mâncare este rugăciunea. Un al doilea fel de mâncare este citirea Bibliei. Un al treilea fel de mâncare este postul. Un al patrulea fel de mâncare este întâlnirea cu oameni de același fel, cu care să ai părtășie, cu care să comunici, cu care să meditezi și cu care să te îmbărbătezi. Atunci când un creștin se convertește, își dă viața lui Dumnezeu și hotărăște să renunțe la păcatele de până atunci și nu se hrănește cu aceste lucruri, el degeaba vine într-o biserică evanghelică, degeaba se botează, pentru că nu va avea puterea să se opună tendinței de a păcătui și să refuze repetarea automatismelor comportamentale a obiceiurilor a stilului de viață din trecut. El va veni la biserică, se va ruga în biserică, va cânta, va asculta predica, va avea obiceiuri formale, exterioare, din categoria oamenilor pocăiți, dar în adevăr, în inima lui, el va fi un om duplicitar, va fi un om fals, pentru că el nu va putea să se oprească de la păcatele care îl stăpânesc, pentru că omul din lăuntru este slab, este neputincios, pentru că nu este hrănit. Poate un om care nu a mâncat de două săptămâni să mai meargă la lucru? Poate un om care nu a dormit de două săptămâni sau nu a băut apă de o săptămână să mai meargă la lucru? Evident nu, el nu va avea energia fizică necesară și nici emoțională sau intelectuală. Omul acesta are nevoie de hrană și de odihnă. Hrana este indispensabilă vieții. Dacă în viața biologică este așa și în viața spirituală este absolut la fel. Omul acesta trebuie să hrănească omul din lăuntru, omul duhovnicesc, cu mâncare duhovnicească. Cu mâncare spirituală, cu mâncare sfântă. El trebuie să se roage. Dacă nu se roagă, el va fi înfometat, slăbit și Ispita îl va cuceri, păcatul îl va domina. A doua parte a hrănirii este că, pe lângă faptul că trebuie să hrănească omul din lăuntru, el trebuie să înfometeze omul din afară, adică firea pământească. Biblia spune să răstigniți firea pământească și poftele ei. Firea pământească trebuie înfometată. De pildă dacă un creștin care a crezut și s-a pocăit, s-a botezat și face acum parte dintr-o biserică evanghelică, se uită în fiecare seară la un film murdar, la un film violent, intră pe uh, uh, internet și se uită la site-uri pornografice. El hrănește firea pământească, stimulează uh, hormonii lui și poftele se vor trezi ca să fie satisfăcute, împlinite. Nu va avea în minte decât păcat. Și pentru că și-a stimulat toată armata aceasta hormonală care va dori să fie satisfăcută prin păcat, el nu va putea să se opună acestei tendințe care de fapt este o reacție chimică hormonală în corpul lui. Și dacă omul din lăuntru va fi slab și omul din afară puternic, atunci omul din afară îl va domina pe cel din interior și va prelua conducerea vieții. Și degeaba omul acesta va vrea, pentru că merge la biserică, citește Biblia și se roagă, pentru că s-a botezat și membru unei biserici evanghelice, degeaba va vrea să trăiască neprihănirea, pentru că omul din afară nu se ocupă cu neprihănirea, prioritățile lui sunt păcatul. Nu neprihănirea. Iar omul dinăuntru care se ocupă cu neprihănirea nu are niciun cuvânt de spus pentru că este trântit la pământ, este înfometat, este slăbit, aproape că este leșinat și în comă. Dragul meu creștin, apreciez foarte mult că vrei să-l slujești pe Dumnezeu și ți-ai dat viața lui. În felul acesta îți vei scuti sufletul de pedeapsa veșnică în iad. Numai că, probabil că vei mai trăi încă 50 de ani de aici înainte, într-o luptă spirituală, unde cu mintea vrei să fii un om credincios, însă trupul are pofte care te cheamă să-ți compromiți credința convingerile și prioritățile și să trăiești în păcat, repetând stilul de viață din trecut, de dinainte să te pocăiești. Ceea ce te face un creștin ipocrit fals, adică doi oameni într-un om. În public ești creștinul acela de treabă, dar undeva ai o viață dublă în spate, ascunsă, unde nu știe nimeni, unde te complaci în tot felul de păcate. Soluția numărul unu din partea lui Dumnezeu menționată în Biblie este următoarea. Schimbă-ți stilul de a te hrăni. Nu vorbesc stilul de a te hrăni biologic, ci vorbesc stilul de a te hrăni spiritual și moral. Hrănește omul din lăuntru. Postește o zi pe săptămână, este absolut obligatoriu. Roagă-te cel puțin 20-30 de minute pe zi. Ai părtășie cu Dumnezeu. Atunci când vei experimenta lucrurile acestea, vei gusta o dulceață care te va motiva să practici rugăciunea. Și de asemenea, citește zilnic cel puțin un capitol din Biblie. Dacă vei face asta, se va hrăni omul din lăuntru și va fi puternic, va avea opinie și va spune punctul de vedere și va putea să conducă ca un șofer de autobuz care după 8 ore nu mai poate conduce, dar dacă îl lasă doarmă, să se odihnească, să mănânce și să bea apă, el va putea mâine să conducă din nou 8 ore. Hrănește omul din lăuntru, dar în egală măsură înfometează omul din afară. Nu mai hrăni cu pornografie, cu vulgaritate, nu mai hrăni cu tot felul de petreceri și de divertisment murdar, nu mai hrăni cu nimic din ce este păcătos, cu nimic din ce este pervertit. Expune-l numai la lucruri care îl întăresc, care sunt exemple pentru viitorul și pentru perspectiva lui. Aceasta este prima soluție: hrănirea. A doua este îngrădirea. Imaginați-vă o proprietate care nu are gard și animalele sălbatice sau domestice uh, merg și uh, intră pe proprietate. Ce trebuie să facă stăpânul? Să îngrădească cu un gard proprietatea și toate animalele vor fi oprite să mai intre pe proprietate. Ei, tot la fel, imaginați-vă că această fire pământească, care de fapt este temperamentul, temperamentul după cea mai accesibilă clasificare este împărțit în patru categorii. Colericul, sanguinicul, flegmaticul și melancolicul. Colericul este omul acela uh, plin de energie, aproape agitat, care se supără repede și îi trece repede. Este o persoană care conduce, o persoană dură, o persoană categorică, directă. Este sangvinicul, omul acela foarte, foarte sociabil, dar omul acela foarte schimbător, se apucă repede de un lucru și nu -l duce la bun sfârșit. Este apoi flegmatic, omul acela închis și evident melancolic, artistic, artistul, creatorul, dar un pacifistul, omul care uh, comunică greu, omul care se exteriorizează greu. E, aceste patru valențe ale firii pământești nu există niciuna bună sau rea, ci există doar diferite. Indiferent cum este un om, el va avea specificul lui să păcătuiască. Păcatul este o chemare a cărnii și este o ofensare a omului din lăuntru și a lui Dumnezeu. Ei, temperamentul, carnea aceasta păcătoasă va avea tendința să păcătuiască. În jurul ei trebuie pus un gard ca să o oprească. Și cine poate fi gardul acesta decât caracterul? temperamentul nu este decât viteza de reacție a sistemului nervos. El nu este modelabil și el nu se schimbă niciodată. Cine spune că se schimbă nu știe ce spune. Caracterul însă este modelabil pentru că este suma obiceiurilor cultivate. Temperamentul e zestrea genetică născută. Dacă te-ai născut blond sau înalt sau cu ochii albaștri, orice ai face, nu poți fi brunet cu ochii căprui și mărunt. Atunci când temperamentul, zestrea aceasta genetică, Firea pământească carnea va vrea să se manifeste în mod păcătos. În jurul ei trebuie să fie un gard ca să oprească manifestarea aceasta păcătoasă. Și gardul acesta trebuie să fie caracterul. Caracterul se modelează pentru că este suma obiceiurilor dobândite, nu născute. Și omul se obișnuiește să fumeze sau să nu fumeze, să mintă sau să nu mintă, să înjure sau să nu înjure. Este o chestiune de caracter. Și dacă caracterul, omul din lăuntru, este hrănit, e puternic și va fi un gard solid, care va înfrâna toate pornirile păcătoase. Aduceți-vă aminte că în Galaten capitolul 5, de la versetele 19 la 21, este prezentată manifestarea firii pământești, a temperamentului, a cărnii. Și aduceți-vă aminte că de la versetul 22 până la 23 este prezentată roada Duhului, E bine, roada Duhului, care este caracterul spiritual, devine un gard în jurul firii pământești. Și firea pământească va pofti, dar caracterul gardul va, va oferi un stop prin înfrânarea poftelor. Ultima manifestare a roadei Duhului Sfânt dintre cele nouă. Așa că, înfrânarea poftelor va deveni un gard pentru poftele care vor să se manifeste. În momentul în care gardul este slab, este nehrănit, cum menționam mai devreme, iar firea pământească din interior este puternică, ea va rupe gardul. Degeaba vrei să pui un gard din hârtie, pentru că animalele pot trece prin el. Dar dacă pui un gard din metal, cel puțin din lemn, dacă nu chiar din beton, atunci animalele nu pot să-l spargă, pentru că e puternic. Hrănește omul din interior. Înfometează omul din exterior întărește zgardul, limitează puterea forței care vrea să-l rupă, administrează-ți viața în funcție de convingerile pe care le ai, organizează-ți viața și eternitatea, găsește soluții pentru problemele specifice pe care le ai, pentru tendințele concrete de a păcătui, Hrănește omul din lăuntru, înfometează-l pe cel din afară, întărește gardul și în felul acesta limitează aceast, această agitație interioară de a se manifesta prin păcat. Și a treia soluție pe care o oferă Biblia este înlocuirea, hrănirea, îngrădirea, înlocuirea. Înlocuirea este soluția pe care o oferă Pavel în Romani în capitolul 8, versetul 2. Și el spune că legea păcatului și a morții, a fost înfrântă, învinsă de legea Duhului de viață. Invers spus, legea Duhului de viață a învins legea păcatului și a morții. Păcatul este o lege, ca și legea gravitației. Permiteți-mi uh, un exemplu. Legea gravitației vrea să tragă această carte pe care eu o țin în mână, spre pământ, cu o forță care este egală vara, iarna, ziua, noaptea. Legea aceasta este o lege și atrage constant. Eu nu sunt o lege, eu sunt un suport temporar, uman, care prin energia propria corpului meu încerc să opresc legea gravitației, ținând Biblia aceasta suspendată. Cât timp pot să fac eu asta, luptându-mă cu legea gravitației? Probabil 10-15 minute. După 15 minute o să-mi amorțească mâinile și pur și simplu legea gravitației va învinge. Ei bine, exact la fel se întâmplă în viața spirituală. Omul e tentat să se uite la pornografie, să consume alcool, să fumeze, în funcție de manifestările specifice ale firii pământești. Și rezistă o zi, o săptămână, o lună, dar după aceea cade din nou în păcat și se creează un ciclu ca și valva aceea de la roata de bicicletă sau de mașină prin care se bagă aer în cauciuc, tot la fel. În mod ciclic, omul trăiește o vreme abținându-se de la păcat și din nou cade și din nou se ridică și se reabilitează, trăiește o vreme fără păcat și din nou cade. De ce? Pentru că el se luptă prin puterile personale cu această lege a păcatului, care îl învinge în mod ciclic. Din nou se odihnește și ține și din nou cade și din nou se odihnește și ține și din nou cade. Ce trebuie să facă? Biblia ne spune, legea Duhului de viață a învins legea păcatului și a morții, nu omul cu resursele lui, cu pregătirile și educația lui. Biblia spune fiți plini de Duh. Biblia vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt, despre faptul că Duhul lui Dumnezeu coboară în noi. Când vorbim de mântuire, mântuirea este organizată de Tatăl, realizată de Fiul și aplicată de Duhul Sfânt. Un creștin este plin de Cuvântul lui Dumnezeu și este plin de Duhul lui Dumnezeu. Roada Duhului, cele nouă încrângături din Galaten, capitolul 5, versetele 22 și 23, vorbesc despre o locuire a Duhului lui Dumnezeu în omul credincios, în inima lui, Duhul lui Dumnezeu care manifestă printre altele înfrânarea poftelor. Când Duhul lui Dumnezeu este în noi, dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu devine o lege. Ca și păcatul care e o lege și Duhul lui Dumnezeu este o lege. Păcatul e legea morții. Îl atrage pe om în păcat și îl face dușmanul lui Dumnezeu peste care vine mânia. Pedeapsa. Legea Duhului de viață este viață, oferă iertarea. Ei, atunci vă rog frumos să vă imaginați următorul exemplu. Imaginați-vă că aici este o masă și eu pun Biblia pe masă. În cât timp o să obosească masa? Această lege a unui suport fix. Nu o să obosească niciodată. Asta înseamnă că forța gravitației nu o să o mai învingă niciodată. Morala este următoarea. Când, prin puterile personale, te vei lupta cu legea păcatului și a morții, mai devreme sau mai târziu, vei fi învins. O dată pe zi, de 100 de ori pe zi, o dată pe săptămână, o dată pe lună, dar va fi un ciclu când vei obosi. Înlocuit! umplut, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu care este neobosit și este o lege a vieții, după cum păcatul e o lege a morții, atunci Duhul din credincios îl va face învingător, îl va face puternic, iar această fire pământească fiind înfometată și omul din lăuntru fiind puternic, va avea supremația, va conduce și va îngrădi manifestările, zvâgnirile păcătoase ale firii pământești. Ești un creștin născut din nou. Ai renunțat la o viață de păcat. Prin faptul că l-ai primit pe Hristos în viață ca mântuitor, El te-a îndreptățit, te-a justificat și te-a iertat de pedeapsa păcatului. Dar puterea păcatului continuă. Trebuie să te lupți și să învingi. Cum? Hrănind omul din lăuntru, îngrădind cu omul din lăuntru pe cel din afară și de asemenea umplându-te cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru că acesta este o lege a vieții care va învinge legea păcatului și a morții. Acestea sunt soluțiile sfințirii. Ai totul la dispoziție. Dacă le vei folosi, vei fi un creștin real, vei fi o mărturie bună pentru oamenii care te cunosc, ci, și nu un ipocrit care la biserică se roagă, iar acasă își bate nevasta, în societate fură și așa mai departe. Aș vrea să ne rugăm pentru ca lucrurile acestea pe care le-am primit la nivel de informație de la Dumnezeu în mintea noastră să coboare în inima noastră și să le practicăm devenind niște creștini puternici, iar omul din lăuntru care este omul cel nou în Hristos să ne conducă viața în neprihănire și în sfințire, onorându în felul acesta într-o viață sfântă, nu într-o teologie sfântă, doar pe Dumnezeu care este duc și Adevăr. Aș vrea să ne rugăm împreună. Tată care ești în ceruri, ne așezăm în fața ta la cruce, uimiți de dragostea și măreția ta. Mulțumitor pentru că tu ne înveți lucruri care au fost așa de aproape de noi și nu le-am știut. Am crescut, am fost educați și obișnuiți într-o lume păcătoasă și păcatul a devenit obișnuit. Dar acum ne este rușine că l-am practicat, ne este silă de stilul acela de viață și în numele Domnului îți mulțumim că ne-a iertat și a luat de deasupra noastră pedeapsa pentru ceea ce am fost în trecut. Acum, însă, restul vieții noastre îl trăim în prezența păcatului, care cu putere vrea să ne atragă din nou și să ne corupă. Îți mulțumim că ne-ai învățat ce trebuie să facem. Dă-ne putere ca să ne hrănim cu lucrurile sfinte, ca să fim sfinți. Să înfometăm, Doamne, lucrurile rele, predispozițiile acestea din noi, pentru ca glasul lor să nu mai fie auzit. Umple-ne de Duhul tău ca să producă în noi sfințenia aceea, înfrânarea aceea, dragostea aceea dumnezeiască, bunătatea, mila, credincioșia și facerea de bine, încât să te poți exprima prin noi și în lumea aceasta, să arăți dragostea și bunătatea ta și mărturia caracterului nostru manifestat prin stilul de viață în lume să fie o predică nespusă între oamenii care sunt colegii, vecinii și prietenii noștri. Doamne, fă niște oameni care vorbim despre adevăr și care trăim adevărul pentru ca oamenii să cunoască că tu ești Dumnezeu, că tu nu ești o poveste, un mit, o religie, ci ești persoana creatoare, persoana iubitoare și persoana iertătoare. A ta să fie slava și onoarea și azi și mâine și în veci, Tată, Fiule și Duhul Sfânt și împreună să spunem Amin. Stimați prieteni, m-am bucurat că am putut să vă spun mesajul acesta din carte, din cartea lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu inima noastră să-l primească și să-l trăiască. Vă las în grija lui Dumnezeu, vă doresc sănătate și o săptămână plină de binecuvântare. La revedere!